Asta e o mielică de anul trecut. Vedem dacă a schimbat. Se poate vede că n-a schimbat nici ea. Da? Are dentiția de miel. Deci încă n-a schimbat și ea, e foarte crudă, dar foarte dezvoltat. Da. Foarte dezvoltat. Mieluță care are un an de zi. Super arată. Da. Bestială. Da. Ce să mai cipi, ai super oi aici. Super oi, n-am mai văzut așa. Și ureche și impresionant. Negreală și berbecată. Da. Caracteristicile capului. La caracteristicile capului se aseamănă cu anglo-nubian. Ureche. Aha. Berbecată, da? Da. Deci ca formă, ca și conformație se aseamănă cu anglo-nubian. Sunt niște oi care eu sunt foarte mulțumit de ele. S-a întâmplat, spre exemplu, să tai oaie, nu că am vrut și nu că îmi doresc, pentru că în general oile astea nu poți să le tai, că nu prea ține cuțitul, să-mi doaie lama la cuțit. Sentimental vorbind. Da, 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 da. Așa, metaforic. Și exact. Și ce să zic, s-a mai întâmplat când am fost nevoit să tai câte una și am avut și exemplar de 75 de kilograme, deci peste 70 de kilograme, carcase. Ceea ce la un procent, oile au procentul de abator undeva la 50%, e simplu de făcut un calcul. Deci oi sunt oi la maturitate de 140-150 de kilograme prin ele. Ho, ho. Super. Și berbecii, ce să zic, berbecii ajung, am avut mascul care s-a apropiat de 200 de kg. Mamă, mamă. Da. Așa. Tigăie sărbească, care are 3 ani. Are 3 ani. 3 ani oaia. Da, se poate vedea. Rela. Rela. Da, da, da. Poți să te... Adică iau-le și de lateral, dacă te dă în față, așa se... Acum ai... Da. Deci asta e un exemplar care are 2 ani de zi. Da? Da. 2 ani. Deci acum, acum a pus al doilea rând de dinți, da? Deci 2 ani de zi. Iar așa le reamintesc oamenilor, eu am 1,80. Se poate vedea că e la mine la buric, ca să zic așa. Da, da, da. Exactitate. E, pot să confirm că și eu ce-am mai văzut oi mai mari ca asta, eu n-am văzut. Sunt imense oile astea. Foarte mari. Să te arăt așa, un ger, ca și un ger. Oh, oh. Vei? Da, da. Ai văzut? Da, da. Și niște oi care stau, adică nu... Nu neapărat să zvâcni, la cât sunt ele de mari, dacă ar zvâcni acum nu mai țin. Da, da, da. Înțelegi? Ia uite, uite. Și ele tot așa au fost separate și țâță bună, ele tot așa au fost separate acum de, de mieluți. Da. Deci au fost... Hai, 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 hai! Sperie-le, sperie-le încoace. Hai, 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 hai! Uite o mieluță de 2 luni de zile. Ai pornit-o în spui? Da, da, da. Uite o mieluță de 2 luni de zile. 2 luni de zile? Da. 2 luni de zile. Poți să vin? Da, da, poți să vin. Te arăt. Aaa, nu e piată. Deci, exact ce vorbeam. Nas, ureche, da? Da? Exact da, ce vorbeam. Uau, cât de negre sunt plăiștia. Da.
Uite, uite aici, ia. Să-ți prezint iar o mieluță. Ia uite. Nas, ureche, da? E ce trebuie să fie. Ușul așa. Da. Iar îți prezint iar altă mieluță. Deci astea au aproximativ 2 luni de zi. Ia uite. Ce baterii alte? Să mai țină, nu? Ce trebuie. Mai ține un pic. Mai ține puțin. Uh-huh. Urmă un băgă la încărcat și văd filmarea. Am o oiță acolo cu fătată cu 3 mieluți. Da. Cu fuțoară, da. Ia uite, de iar o mieluță, o mieluță foarte, 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 foarte frumoasă, vezi? Neagră pe bot, clipește, urecheată. Ce? E la 2 luni de zile? E pietrui. Da, văd că e mare, mare. Pietrui. Astea sunt... Iar o mieluță aici care e mai crudă. Deci aici majoritatea sunt mieluțe. Berbecei nu mai am pentru că i-am vândut. Uite, chiar prietenul meu care e și medic veterinar a venit să iau un mieluț. Marnică! Da! Păi poți să vii încoate, zi. Hai, ridică piciorul. Așa. Ia uite, o mieluță foarte reușită, care mie mi-e drag de ea, rău de tot. Deci o mieluță care are vreo 3 săptămâni, așa? Uite, Hai, între mani. O vezi? Da. Așa, iar o mieluță aici. Unde sunt? Uite, ăsta e un berbec. Așa. Mieluță. Da. Mhm. Aia de bea apă de acolo o arăta, e mai de aproape așa mai bine. Da, da. Da. Iar, iar mieluță aici. Da. Așa. Deci, aia, spre exemplu, e o mieluță care a fătat de neleapcă. Deci e o mieluță. E o mieluță care, uite, o să intru eu la ea și o să le arăt oamenilor că e mieluță și a fătat acum. N-am. Da. Deci are dinții de lapte de miel, da? Și a fătat 2 fetițe. Da. Sunt miei fătați de în azi noapte au făcut o zi cum ar fi. Mm-hmm. 2 mieluțe, de mieluțe. Da, da, super. Da. Super frumoase. Da. Da. Și cealaltă e după ea acolo. Mieluță, da. Cealaltă. Da, da, da. 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 S-a speriat, nu e problemă. S-a speriat. Hai că ne retragem. Da. Nu e problemă. Deci uh-huh. 2 mieluțe. Foarte frumoase. Da. 2 mieluțe la aia. Stai un pic, așa să-i fac vânt înapoi. Că de unde mieluțe? Că te filmezi. Gata, ia. Aha. Anglonul Bianu. Deci, țigaia de sedia asta seamănă la profil cu anglul Bian. Bot berbecat, ureche lungă, da. Se vede, da? Da, da. Când depășește botul. Da. Deci asta e țigaia de Serbia. Țigaia de Serbia. Iar lâna albă apare mai târziu, nu? Lâna albă apare mai târziu. Deja, uite, asta e o mieluță care are vreo 6 săptămâni. Începe să se vadă pe aici că începe să se albească. La cei mai mari, din spate se vede deja. Da, că, da, 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 da. La cei mai mari, da. Acum o să-i dau un mieluț lui domnul doctor să mai schimbe sângele și dumnea lui. Păi le da la mieluț, două, trei duble la mieluț. Asta e lucernă? Lucernă, da. E lucernă mai mâncată, așa. Lucernă mai bună. Țigaia sârbească care își mută domiciliu la domnul doctor Marian Corb. Să-ți trăiască, să fie sănătos și să scoată miei buni. Urecheat, coadă la el le are, ouțele. Ouțele.
O să mergem la urmă cu tine, nu? Da, da, da. Bun. Hai să-ți arăt. Ai dat drumul? Da, da. Hai să vorbim aici niște exemplare. Vin și eu? Tu acum mamă, ce trebuie să încep să-ți dai seama. Asta e, e duții seamănă, ai văzut că nu e, da? Nu e mare. Da, seamănă cu tas. Seamănă cu tas, da? Da, 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 da. Ăsta e exemplarul pe care l-am adus din ăla, da? Cam ce preț are un exemplar din ăsta? La 1500 de euro. 1500 de da. Euro, wow! Foarte fain. Așa? Da, Iri, vino să-l primești pe ăla. Deci cam asta înseamnă algodon gel. Și o să-ți prind și câteva căprițele. Căprițele acum sunt separate de eduți. Dar o să-ți prind să-ți arăt așa forma ungerului. Nu mușca! Păcărea! Ăsta s-a postat? Da! E nepotul și se poate căuta pe YouTube. Nepotul celebrului Hannibal din Olanda, legenda vie a Olandei anglonuvian. Deci cât a trăit, masculul ăla nu-l bătea nimeni la nicio expoziție. Și se poate căuta pe Google, da? Hannibal anglonuvier și se poate vedea că seamănă la înfățișare perfect cu Zapor. Chiar o să vă arăt. Întoarce-l un pic așa, că bate lumina mai bine. Da. Oho, mamă, dar mare. Da. Deci să țineți cont așa că eu am 1,80. Așa, ca să puteți să vă faceți o părere. Lungime și ce să mai, păr și tot ce trebuie. L-ați berbecat. Are aproape 1000, dar cea mai valoroasă e asta, da? Nu? Da. Super, superb exemplar. Îmi place. Căprițele acum sunt separate de oare. Tu ești! Poți să vin cât mai la ușor aici, cum se pare, sau nu e așa? Uite, un ungel de anglonuvian. Ele acum au fost separate de la eduți și cât de ușor să mulc. Mamă, mamă! Deci ușor de tot. Nu am lăsit lapte de... Foarte... Lapte! Ăla e lapte! La fel. Deci ele acum au fost separate de la eduți. Da, da, da. Super. Deci până diseară, ce să zic, fac bombe ungere. Caută ca o cazine acolo, mamă, mamă. Filmează-l! Te-am pus să-l filmez pe rus. Ăla e rus. Acolo poți să filmezi masculin. Topriță. Au ce ugerare, da? Deci, până diseară să face de... Uite ce viteză. Super. Să munc foarte ușor. De calitate. Calitatea contează. Ia, da. Ia Cipi să mai filmez. Mamă, țapul ăsta, mamă, ce mare. N-am mai văzut Cipi așa mare, sincer spus. Nu am mai văzut, eu personal, nu. E un tap pe care eu am avut 2000 de euro, i-am refuzat. Da? 2000 de euro? Super. Și lungime, și gât, și... Ce vrei? Da, da. Da, uite, o căpriță aici. Foarte, foarte, foarte bună, foarte bună de lapte. Deci, ce să zic, să munc o viteză. Asta e.
Hai să-l dau aici mai. Așa că să-l vezi mai. Da, superb exemplarul. Foarte frumos. Culoare, deci are aproximativ, cred că 5 culori. Alb, maron, crem, negru, am zis 4. Și mai are o nuanță între crem și maron. Aha. Deci are 5 nuanțe pe el. Wow, cât da. 5 nuanțe. Asta chiar e mare, foarte mare ăsta. E cât un monstru ăsta. Da. Sunt pretențioase caprele astea la alimentație? Chiar nu sunt pretențioase. Eu chiar am fost foarte mulțumit de ele, ce să zic, le cresc de mult timp. Am crescut înainte de ele românești. Deci am crescut înainte de ele românești. Și ce să zic, n-am o problemă. Deci ce viteză poate să aibă? Sunt mult, ce să... Incredibil de ușor, incredibil. Incredibil de ușor. Sunt performante, ca să zic. Foarte mulțumit. Foarte mulțumit. Și un lapte de calitate, brânza nu are miros deloc. Le vezi? Mamă. Ce să zic? Un izvor larg, ce să zic? Super tare. O să le dăm și afară să le vezi mai bine. Ia uite, și aia de lângă țapă acolo e exemplar. Astea sunt niște eduțe, băi, și asta, ia uite. Da. Foarte fain. Ia uite. Asta, spre exemplu, e o capră. Asta e mai negru? Da. Asta. Și asta e o capră bombă de la. Super, deci, tare. Sunt foarte mulțumit de ele. Pe care astind-o tot. Toate sunt de calitate. Păi da, nu se văd, iau. Uite-te aici. Ia uite-te așa. Ai văzut? Da. Salutare, prieteni, ne aflăm la ferma lui Ciprian în Telorman, satul Florica, și ne va prezenta animalele sale din fermă. Vă salut pe toți urmăritorii lui Ștef. El, printre altele, e și ferișorul meu. Și vă arătăm niște eduțe anglo-nubiană. Avem aici un țăpișor în vârstă de aproximativ 10 zile. Da. Un țăpișor foarte reușit, se vede. Cunoscătorii trebuie să știe. E original? Berbecat, da. Nas berbecat, păr lins, lung, așa. Eu nu credeam că primesc o super culoare. Se aseamănă ca și culoare cu rasa de capre Florida. Aha. Dacă știți, originară din Spania. Se poate vedea pe Google capra Florida. E un exemplar pe care îl păstrez. Așa. Hai să vă mai arăt. Dacă vorbesc, se aude? Nu, nu e nicio problemă, puteți să spuneți. Avem aici o eduță super șmecheră, de care eu sunt foarte îndrăgostit. E o feblețe de-a mea. Așa. Ce să zic, mi-e drag de ea. E dintr-un țap adus de mine din Olanda. Ce rasă este? Anglo-nubian. Ciprian, dar față de caprele românești, astea prin ce se diferențiază? Producția de carne, de lapte? E o rasă mixtă. Și fiind rasă mixtă, deci sunt și lapte și carne. Adică laptele, din câte știu eu, e una din rasele cu laptele cel mai gros. E foarte bun de făcut brânză,
delicatesele de brânză să fac din laptele caprelor ăstora, pentru că are un procent de grăsime foarte ridicat, apropiat cu cel al oilor, și atunci, cum să zic, laptele de capre anglo-nubiene e foarte ușor de manevrat și de făcut brânză, având procent de grăsime ridicat. Hai să vă arăt. Așa am un ies foarte, foarte șmecher. Asta, spre exemplu, e o raritate. Ăsta e mai rar? Rar. Foarte rar. Foarte rar. Ce urechi lungi are. Da, foarte rar. Mamă. Și urechi, și nas, și tot ce trebuie. Tot ce trebuie. Deci foarte interesant. Da, și culoarea, că țapul ăsta, tata lor, pentru culoarea așa l-am adus, bine și bine și dintr-o linie foarte, 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 foarte șmecheră. O să-i dăm și pe ăștia la alții afară. Da. Iri, hai să-i dăm și pe ăștia afară, ca să o ieduță de anul trecut în primăvară. Cunoscătorii știu, ia, îi se vede dentiția, pentru că vârsta, buletinul animalului e în gură la animal. Da, da, da. Ea n-a schimbat dinții, deci ea încă n-a împlinat un an. N-a împlinit un an, n-am înțeles. Deci asta e o ieduță de anul trecut. E montată, din păcate. În mod normal ar fi trebuit să fie montată, că o să îi iau un pic din creștere. Aha. Dar, ce să zic, ea fiind foarte dezvoltată, sper să nu o să aibă probleme. Aici sunt iar o ieduță. O ieduță de anul trecut. Astea sunt tot ieduțe. Da. E tot o ieduță de anul trecut. Asta am plinit un an. Da. Acum a schimbat unul dintre dinți. Pot să focalizez și așa. Deci asta a împlinit un an. E montată, da, și ea. Și o să mergem acum să vedem mamele lor. E montată, se vede ugerașul. Da. Urmează să aibă ieduț. Da. O să mergem să vedem și mamele lor. Okay. Aici majoritatea sunt numai ieduț. Bun. Hai să mergem să vedem. Și da. Hai. Dar cum vrei? Dacă vrei. Hai că intru și eu, ia. Wow. Aici sunt mai mulți ieși. Ce să vă arăt? Ăștia toți sunt anglo-nubieni? Toți sunt anglo-nubieni. Păi să vezi. Profil verbecat. Așa, ureche. Piliți. Așa. Hai să vă arăt niște mascuri. Niște masculi șmeche. Alea ce sunt la gât așa? Ele... Da, 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 mărgeluțe. Mărgeluțe? Da, mărgeluțe. Mărgeluțe. Așa. Ăsta e iar un mascul bun. Iar un mascul bun. Dintr-o capră foarte șmecheră. Sunt o grămadă de mascuri. Iar un mascul bun, berbecat. Da. Și pe culoare, tot așa pătat. Așa. Ce să zic, sunt o grămadă de ieduți pe aici, care mie îmi sunt foarte dragi. Au mai fost și vânduți. Iar o culoare. Nu-mi place iar bun. Pe un mascul iar. Mascul bun. Ăsta e un ieduț de aproximativ 3 zile. Dar uite că de acum se vede cât e de berbecat. Îl vezi? Da, da. Deci e un ieduț de 3 zile. Așa. Iar un mascul. Tati, aici. Tu ai aproape 1000 de astea, de exemplare, dar... Oh! Ia uite-mă, oh, o culoare cu bubeu. Oh, să mă urmărește, e trucul ăsta. Da, da. Lasă-mă! Lasă-mă! Asta iar e un mascul mișto. Tot așa se vede.
Uite, spre exemplu, gura de jos, cum îi vine ca la pește. Da, da. Observi? Ca la pirania mai de bragabă. Da. Așa, e adevărat. Eu zic că ieduții apar foarte bine, adică sunt foarte frumoși, într-adevăr, super. Asta. Ia, următoarea generație de fermieri, e aici și ne prezintă un ieduț. Un ieduț de fapt 2-3 zile, spune tati, are 2-3 zile ieduțul. Are 2-3 zile. Și e un exemplar de anglo-nubian. Un exemplar de anglo-nubian. Anglo-lobian? Nubian. Poștea vreau să-i filmăm. Sunt mari, mari. Arată bine. Poștea vreau să-i filmăm. Asia centrală. Vreau să filmați cu asta. Asta i-am lăsat coada netăiată. E femelă. Da, da, da. Cum o cheamă? Deci niște câini Nela. Nu. Pentru că bătatele îl chema Nelson. Nelson. Și am deviat așa. Pe el îl cheamă. Pe el îl cheamă Alabai. Alabai. Denumirea veche. Nu poți să-l filmați. Centrală, da? Și pe el îl cheamă Babai. Babai, nu știu dacă știți, e legenda via Asiei Centrale. Adică e câinele care spre exemplu dă origine din Republica Moldova, Babai. Da. De origine din Republica Moldova și câinele care atâta timp în Rusia erau permise și încă cred că mai sunt permise concursurile de bătăi de câini. Deci Babai era câinele care nu și-a cunoscut niciun adversar să-l înfrânt. Deci n-a cunoscut. Neînvins. Neînvins. Inclusiv, fii atent aici, inclusiv Pitbull. Deci pe Pitbull îi termina. Babai îi termina. Și e simplu de căutat. Căutați pe YouTube Babai Asia Centrală. Da, da, da. Deci... Nu sau îi filmezi acum? Filmezi, da, șași. Uite, el e Babai. Cât are Cipi? 6 luni și? 6 aproape luni? De 7 luni, da. Aproape de 7 luni. Da. Frumos exemplar. Da. Babai, Babai, Babai. Babai, 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 hai Babai. E frumos. Auzi, Cipi? Cam cu ce-i hrănești? De obicei. Zer. Zer? Da, celebrul zer de la stână, îți dai seama că e lipsit din meniu. Așa și cu niște, cum să numesc, dintre astea din comerț. Granule. Granule, boabe. Cu boabe din comerț. Câinele ăla, câinele. Filmați-l puțin cu ăsta. Filmați-l. Filmează-l. Păi tu, tati, o prezentare lui Babai. Spune-i, cel mai... Ăsta-i cel mai bun din lume, Babai. Foarte apăsos cu copiii, se vede. Da. În primul rând, este foarte periculos cu ceilalți câini și toți oamenii care nu îi cunoaște. Deci cu necunoscuții? Cu necunoscuții latră și mușcă. Poți să-i mușcă. Da? Bravo, da. Să-i mușcă. Bravo. Asta e caucazian. Caucazianul câine nevrucat. Da. Acum ce vârstă au câinii ăștia? Pe 3 ani jumate. 3 ani jumate? Rusul. Și deci ăsta e rusul mascul și ăla tot mascul? Și Osman. Hai rusule înainte. Hai dati tu acolo. Hai caucazieni, foarte, foarte periculoși.
Arată bine exemplarele. Mi se ca o ocazie foarte periculoasă. Hai să mai interupem. Hai uzma. I-a legat acum ca să putem trece pe aici, că ne rupeau în două ăștia dacă nu erau legați. Ia uitați ce e. Agresivitate în formă pură. Greu, greu de stăpânit. Câinii de genul ăsta. Se duc pe câmp. Cățelandrii ăștia de 6 luni, pe Asia Centrală, urmăresc cât urmă. Sunt paznici. Asia Centrală. Ai luat un celălalt? Da, da. Așa. Patrășia. Hai. Filmează-mi.